Hei, bună! Eu sunt Anca și bine v-am găsit la un nou video. Cum vă spuneam, eu într-un unboxing Oriflame, cred că acum o campanie sau două, vă ziceam atunci că va urma un video cu make-up, cu produse doar de la Oriflame, dar mai așteptam eu paletuța aceea care i-am făcut unboxing în campania numărul 7. Așa că da, gata, astăzi avem, m-am pus pe treabă și astăzi avem video cu make-up cu produse de la Oriflame și mă uit aici lângă mine că am măsuța cu toate produsele. Avem și Jordani, avem și The One, avem și un color, deci avem din toate câte puțin, ca să spun așa. Dar întâi de toate vreau să vă arăt eu de la început pensulele pe care le voi folosi. Sunt toate de la Oriflame, cu excepția uneia, aceasta cu spulii pentru sprâncene, că nu am una de la Oriflame, dar restul toate sunt pensule de la Oriflame. Aceasta Kabuki, care nu știu dacă se mai găsește sau dacă se mai găsește doar pe la ofertele online, cred, sau prin broșurile de reprezentanți. Iarăși aceasta, care este dintr-o colecție mai veche, și aceasta de a fost, cred că a apărut cu niște perle la Jordani Gold. Iar restul, toate sunt din colecția actuală, toate, pe toate le găsiți în broșură, le puteți achiziționa, mie îmi plac, le iubesc, v-am mai tot spus, se comportă foarte bine atât la aplicarea machiajului cât și la spălat, sunt perfecte și din punct de vedere al utilizării, dar și al întreținerii. Și am zis că să vi le arăt de la început ca să nu le mai iau pe rând pe rând de fiecare dată când le folosesc. Și am aici și burețelul, beauty blenderul de la Oriflame, este puțin pătat, va fi cazul să intre la o spălare mai la mașină, să spun. Dar da, haideți să ne apucăm de treabă. Și întâi de toate vreau să-mi aplic crema cu protecție solară, este aceasta din gama Optimals. V-am mai arătat-o, cred că tot în unboxing-ul cu numărul 7 vă arătam. Și vă spuneam că este printre preferatele mele, mai ales că se comportă foarte, foarte bine pe sub machiaj, așa că da, este o cremă pe care eu o folosesc și care îmi place. Iar eu de regulă vin, o aplic și o las apoi câteva minute să acționeze, să intre în piele până vin să-mi aplic restul de produse pe ten. Și vreau să vă spun că de foarte multe ori când o aplic pe aceasta nu mai simt nevoia să folosesc bază, pentru că își face treaba foarte bine și din acest punct de vedere, dar astăzi voi folosi totuși o bază de machiaj. Bun, și acum că am aplicat crema cu protecție solară și am lăsat-o puțin să intre în ten, voi aplica această bază de machiaj din gama Jordani Gold, care v-am mai tot spus și vă repet, îmi place foarte, foarte mult și cel puțin acum că va veni căldura și va veni vara, cu siguranță eu o voi folosi și simplă doar pe ea, pentru că are aceste particule, scăpa cam mult, aceste particule care se dizolvă cumva pe ten și oferă așa o nuanță uniformă, să spun, dă o senzație de uniformizare a tenului, așa că da, o aplic și pe ea și revin. În continuare voi aplica corectorul și îl voi folosi pe acesta de la Jordani Gold, Master Creation Concealer în nuanța porțelan. Acesta al meu este nou, dar eu l-am mai avut și l-am mai folosit și mi-a plăcut super, super mult ce treabă făcea și cum făcea. Și acum mi-am dat eu seama că nu am o oglindă și vă spuneam că eu l-am mai folosit, mi-a plăcut super mult. De obicei îl aplic aici înainte, odată cu fondul de ten, dar stai că nu prea iese din el, gata. Vă spuneam că îl aplic odată cu fondul de ten, iar apoi o să vin să mai aplic unul pentru iluminare, nu de alta, dar acela nu ajută foarte mult la acoperire. Oricum, eu nu sunt genul să-mi doresc prea mare acoperire în această zonă, ci mai mult o uniformizare așa a nuanței tenului. Și acum că mă uit eu foarte bine, a cam început să mă prindă soarele bine de tot pe față. Sper să mi se mai potrivească din ce fonduri de ten mai am. Da, și acum arăt exact ca o să fie în vacanță și dorim chestii pe aici. Fondul de ten pe care îl voi aplica este acesta, Ilu Skin Aqua Boost Foundation. Și pe el l-am luat în acum o campanie sau două în varianta aceasta nouă. Înainte l-am avut în ambalajul vechi. Dacă ați văzut clipul cu produse terminate de make-up, acolo cu siguranță ați dat peste el în ambalajul vechi, dar mi l-am recumpărat eu și în ambalajul nou, pentru că este un fond de ten care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu mai știu în ce nuanță este acesta al meu, Light Ivory Neutral. Și vin și îl aplic așa, bobițe, bobițe pe tot tenul, iar apoi vin și uniformizez totul cu Beauty Blenderul.
Iar acum voi aplica acest corector de la The One, este cel Everlasting Precision Concealer în nuanța Light Nude, am eu, dar ce mic scrie. Și voi veni să îl aplic tot la fel pe partea de jos, nu de alta, dar am văzut că el singur așa nu prea face mare chestie. Știu că l-am mai avut la un moment, dar și parcă am fost mai mulțumită de el. Ori mi s-au schimbat mie gusturile între timp, o să schimba ceva la el, dar chiar și așa, pentru o acoperire simplă și lejeră, dacă nu aveți foarte mari probleme cu cearcănele, este un produs ok. Plus că mie îmi place să îl folosesc aici în zona aceasta, mai ales pe partea de bază pentru pleoape. Cam asta fac cu concealerele de regulă, dacă nu mă mai înțeleg cu ele sau nu-mi plac cum acoperă, le folosesc pe pleoape pentru a uniformiza acolo toată zona aceasta. Bun, și cam gata partea de ten, cam așa arată. Îmi place, chiar îmi place acest fond de ten Aqua Boost, mi-a plăcut în formula veche și acum în formula nouă sau ambalajul nou, pentru că pe partea de formulă, sincer, eu nu prea îmi dau foarte tare seama să fie vreo diferență. Este un fond de ten lejer, pe care efectiv nu îl simți pe ten toată ziua și nici atunci când îl aplici nu se simte greu, nu se simte tenul încărcat de la el. Și care, cel puțin la mine, una rezistă, chiar rezistă foarte bine și din câte vedeți a venit și s-a așezat foarte frumos pe ten. Ca pudră o voi folosi pe aceasta din gama The One, este cea nuanța Light Plus. Mie îmi place foarte mult, am folosit-o de câteva ori și este ok, mă înțeleg bine cu ea. Mie mi-a plăcut foarte mult și pudra aceea din gama On Color, la fel am vorbit despre ea în clipul acela cu produse terminate de make-up. O să vi las eu în descriere și o să vă las și unboxing-ul Oriflame, unde ultimul sau penultimul, nu mai știu, unde am și palețica nouă pe care o vom folosi cât de curând pe ochi, pentru că chiar sunt foarte încântată de ea. Îmi place această pudră, se aplică super fain, la fel și ea este lejeră pe ten și este foarte uniformă și ușoară. Ceea ce este cel mai important pentru mine, să nu-mi simt tenul încărcat. Și o aplic și cu cabuchi aici, în zona aceasta de sub ochi. De alta, dar văd că în ultima vreme chiar îmi place foarte mult să folosesc la partea de pudră cabuchi, așa că de ce nu, am zis. Pentru sprâncene voi folosi două produse. Acesta, kitul de sprâncene de la The One, este cel care vine așa cu o ceară și două nuanțe și da, am și o gropiță în el. Și cred că ar fi cazul să-l cam termin, că este din valabilitate. Iar ca fixare voi folosi acest Lash and Brow Booster din gama On Color, care mie îmi place foarte mult și inițial mi se părea că nu prea are culoare, dar să știți că dacă veniți și vă atingeți pe piele pe lângă sprâncene, se vede că are culoare, nu este chiar așa incolor. Dar tot de la Oriflame mi-a plăcut foarte mult și îmi place și îl voi mai cumpăra cu siguranță. Tot așa, fixatorul de sprâncene din gama On Color, cel care vine în 3 nuanțe, este un produs super, super fain și practic, cred că v-am mai spus eu prin vreun video, că este produsul care m-a făcut să-mi placă aceste produse. Așa că, da, cu siguranță va fi recumpărat de mine când mai termin din ceea ce am în acest moment. Și vin și iau pudra aceasta în care am și gropiță, cred că s-a putut vedea, o aplic pe sprâncene, iar apoi vin și aplic fixatorul. Și cu sprâncenele și să trecem la partea de ochi, dar întâi de toate vreau să-mi aplic un balsam de buze pe care eu uit mai mereu să îl aplic atunci când mă machiez și mă trezesc apoi și este acesta din gama The One Lip Spa Plumping Lip Balm. Da, așa o senzație cumva de te înțeapă buzele, dar e un produs fain.
Și să trecem la partea de ochi, unde am două paletuțe pe care le voi folosi și în primul rând este aceasta din gama The One, cea nou lansată. Pentru ea vă las clipul cu unboxing în descriere, unde i-am făcut și câteva swatch-uri și o vedeți mai bine. Iar cea de-a doua este o paletuță din aceasta magnetică pe care o aveam eu, în care mi-am pus diverse penuri, sunt cele din, să zic, colecția mai veche, că deja acest produs se află și în Project Pen pentru că vreau să le termin în acest an. Și am aici patru penuri și un blush pe care eu sincer l-am folosit mai mult pe partea de ploape, ca blush nu prea m-a încântat atât de tare, dar e bun acolo, e la îndemână. Iar de aici voi folosi această nuanță de crem pe care o voi aplica eu pe toată pleapa. Dacă ați mai urmărit clipuri cu machiaj la mine pe canal, ați văzut că fac chestia asta de fiecare dată. Îmi place că vine și uniformizează acolo toată nuanța și apoi aplic mult mai ok toate produsele. Și am aplicat acea nuanță pe toată pleapa și, sincer să fiu, mă gândesc încă ce machiaj voi face, dar întâi de toate îmi voi aplica acest fard sub formă de stick, este din acela cremos, din gama The One, în nuanța Soft Nude. Mie îmi plac aceste farduri enorm și îmi place să le folosesc pe pleoape sub fardurile mai satinate, sclipicioase, sub orice tip de fard care nu este mat. Am încercat eu să-l folosesc și cu fard mat să văd care e treaba și cum se comportă, dar nu. Și a zis că nu am venit să-mi fac nimic în pliu, pentru că voi vedea ce machiaj voi face. Eu am mai tot folosit paleta aceasta de când o am, dar am folosit-o așa cumva la machiaje simple, rapide, pentru că mi-a plăcut ideea să testez din acest punct de vedere și să văd cum este și cum se comportă, pentru că, na, în primul rând, ea mi se pare o paletă ideală pentru partea de călătorie, așa că, na, din acest motiv am și folosit-o în acest fel. Și voi lua o pensulă din aceasta de farduri. Da, și cred că voi face cam ce am mai făcut și până acum. Voi folosi acest fard pe toată pleapa, iar apoi pe partea de jos, pe pleapa inferioară, voi veni cu acesta, pe care posibil o să-l trag și în sus în pliu, dar vedem imediat dacă voi face așa sau mă mai răzgândesc eu între timp. Așa că iau fardul acela și îl aplic pe toată pleapa. Și vreau să vă spun că sunt niște farduri care îmi plac super, super mult, iar cu o bază din aceasta cremoasă, cu aceste creioane cum le folosesc eu, sunt super pigmentate și rezistă foarte bine. Le-am folosit o singură dată și fără bază să văd cum se comportă și au rezistat ok, mi-a rezistat machiajul de dimineață până seara, nu mai spun cu aceste farduri cremoase. Eu când zic că mi-a rezistat machiajul de dimineață până seara, mă refer la faptul că eu mă machiez undeva dimineața pe la 6 jumătate, să zic, și mă demachez seara, nu știu, 9, 10, na, cât o fi în ziua respectivă. Dar mai mult de 8 ore, așa, și dacă chiar mai mult de 10 ore, rezistă cu siguranță, v-am spus, mie rezistă de dimineață până seara, așa că sunt super mulțumită de ele. Și cam așa l-am aplicat momentan, voi veni apoi să văd ce și cum mai fac. Iar acum voi lua această nuanță, vă spuneam, și o aplic pe pleapa inferioară și cred că o să o trag eu puțin și în sus în pliu. Este un machiaj pe care eu l-am tot folosit de când am această palețică, pentru că este super, super rapid pe partea de machiajul ochilor. Bun, și l-am tras puțin și pe el în pliu, în partea de colț extern și o să vin acum cu o pensulă din aceasta de blending, dar și cu cea de far să le mai așez. Este un machiaj pe care eu, sincer să fiu, tot folosesc în aceste nuanțe în ultima vreme, vă spuneam și în update-ul de Project Pen. Și voi aplica și în colțul intern acest fard, voi pune foarte, foarte puțin cu burețelul acesta. Sincer să fiu, eu mai folosesc cel puțin la pensulele acestea care vin cu burețel. Pentru că am folosit pentru a aplica fard în colțul intern atunci când îmi aplic, pentru că nu mi-aplic chiar întotdeauna.
Iar la final vin și mai aplic puțin fac din acesta cremă pe pleapa, pe pleapa, pe arcadă, nu pe nicio pleapă. Și îmi place foarte tare efectul și voi aplica de data aceasta și un creion negru. Eu de obicei îl cam las așa, sincer să fiu, nu aplic chiar întotdeauna creion, dar astăzi voi aplica și un creion negru. Iar creionul pe care îl voi aplica este cel din gama The One High Impact Eye Pencil în nuanța Black. Sper că nu-i spune mai mult decât Black. Ba da, îi spune Pitch Black. Și m-am trezit că l-am un dublu exemplar, sinceră să fiu, dar e ok, pentru că este un creion care mie una îmi place și vin eu și îl aplic și revin. Și gata, am aplicat și creionul. Singura chestie care mă enervează pe mine la el este că se rupe foarte ușor. Dacă dai ușor să îl aplici, nu se aplică, dacă apeși puțin, se rupe capătul și să știți că este foarte rezistent, că m-am chinuit să-l scot de pe mână unde l-am dat puțin. Bun, dar haideți să trecem la rimel și îl voi folosi pe acesta 5-in-1 Wonderlash Mascara, un rimel iubit și adorat de foarte multă lume. Iar eu acum în paralel, pentru că mai are puțin și se termină, îl folosesc și pe acesta, Double Effect. Practic este rimelul care, vă mai spuneam eu într-un video, că m-a făcut să înceapă să-mi placă din nou să folosesc mascara care nu este waterproof. Eu fiind mare, mare fană mascara waterproof, dar pe acesta cred că l-am mai folosit eu totuși într-un video cu machiaj, dar așa arată periuța lui, are din aceea de alungire și de volum. Dar astăzi vreau să-l folosesc pe acesta, l-am deschis eu puțin mai devreme, este proaspăt, proaspăt deschis. Și așa arată periuța lui, cred că multă lume îl cunoaște deja. Și chiar sunt curioasă și eu să văd ce efect are pe genele mele, pentru că am mai folosit un 5-in-1 Wonderlash, dar nu l-am folosit pe acesta în ambalajul acesta, l-am folosit pe cel în ambalajul mauve clasic. Ok, deci diferența cu un singur strat de fără rimel și cu rimel chiar îmi place super, super mult. Bun, bun, fain, bine. Știu că și cel vechi pe care îl folosim în ambalajul mov mi-a plăcut și na, știu că este un rimel super lăudat și cred că nu este chiar așa degeaba foarte lăudat el. Și gata și rimelul. Îmi place că nu încalcă genele, iar periuța este super, da. Acum voi trece la partea de ten și voi folosi această palețică de conturare a tenului. Este cea în nuanța Sassy, cea pe care o am eu. Și are bronzer, highlighter și blush. Dar nu mai gândesc eu, pentru că am aici lângă mine și blush-ul acesta. Dar parcă nu l-aș folosi pe el astăzi. Este cel simplu și vă spuneam eu în unboxing că am căutat o nuanță și am primit alta, dar e ok. Deși pare așa crizată, este construibil pentru a ajunge la o culoare foarte intensă, e deconstruit. Și nu știu dacă la blush o să-l folosesc pe cel din această paletă sau l-aș folosi pe acesta. Deci o să vă zic că ador blush-ul acesta, dacă îl aplicați pe el nu mai aveți nevoie de highlighter. Deci are și o strălucire, așa, de și o strălucire tenului. Și cu siguranță cred că nu am nevoie nici de contur când îl folosesc. Nu l-am încercat încă așa, dar am mai avut în trecut ceva în genul acesta. Am avut tot așa trio de la Sleek. Și exact, da, acum mă să aminte, cu blush-ul din trio de la Sleek semăna, nu mai știu exact nuanța, dar era cea clasică, cea populară care a apărut prima dată. Și chiar era super, super fain, așa că da, acum mi-am dat seama cu ce seamănă, că mă chinui de câteva zile să-mi dau seama cu ce blush înseamănă. Dar nu, voi folosi acest trio care l-avem aici și vreau să folosesc și highlighter-ul și na. Și voi lua o pensulă din aceasta pufoasă și vin și iau din bronzer și scutur puțin, așa fac eu de obicei cu orice produs aplic de genul acesta. Și vin și aplic pe zona de conturare cumva și încerc să nu rămână ceva dungi, pentru că nu-mi plac, nu le suport. Ăsta e și motivul pentru care vin și
iau foarte, foarte ușor produs, iar apoi îl amestec super, super bine. Dar, nu, serios, acum chiar m-am bronzat la față din câte văd eu. Și bine, văd foarte bine și diferența cu acest produs, pentru că mă chinuiam cu el, că era puțin cam închis. Mi este mai mult de vară acest bronzer de aici din paletă. Și acum începe să fie cam ok, cam acolo, cam la nuanță. Și cam atât fac, nu aplic super, super mult pe zona nasului, ceva, nu, chiar nu aplic. Și o să vin și cu pensula de pudră să mai uniformizez, să nu rămână pe aici dungi sau ceva. Pentru blush voi folosi această pensulă de blush, ce credeți? Cam singura dată când folosesc pensula de blush pentru blush, că de regulă o folosesc pentru alte chestii. Și la fel iau și scuturi și vin și aplic foarte, foarte ușor pe partea de pomete. La fel este un blush ce poate fi foarte ușor construibil și lasă așa un efect super, super fain pe ten, cel puțin mie una îmi place, lasă un efect natural, dacă nu veniți și nu vă aplicați prea mult produs deodată, pentru că dacă veniți și aplicați mult produs, apoi va fi mai greu să-l estompați. Și cam asta cred că este pe partea de blush ceea ce voi face și îmi dau seama că eu cam în aceste blush-uri mă încadrez, mai piersicior Rosalie, pentru că sunt foarte asemănătoare roșeții mele naturale de pe ten și pensula aceasta pentru, cred că contouring este, eu o folosesc de regulă pentru a-mi aplica iluminatorul și asta voi face și acum. Fiind un machiaj pe care îl folosesc ziua, nu vreau ceva foarte puternic, dar oricum iluminatorul din această paletă e tot la fel construibil și el. Și este super fain, pentru că dacă vreți să accentuați machiajul și să-l faceți mai de seară, o puteți face foarte simplu și foarte, foarte ușor. Bun, gata cu fața, să trecem și la buze, zic. Pentru buze voi folosi un creion contour din gama The One Color Stylist Ultimate Lip Liner în nuanța Mellow Mauve. Asta deoarece voi folosi acest rujuleț de la On Color, care mie îmi place super, super mult. Și care se află și în Project Pen pentru a-l termina. O să vă las eu clipul cu update-ul la Project Pen, dacă vreți să-l vedeți. Este nuanța Vintage Mauve și arată superb, superb. Deci rujulețele acestea, vreau să vă spun că sunt superbe, țin atât de bine pe buze și culmea m-a uimit că rezistă cât de cât și pe sub mască. Se ia puțin în prima fază, dar apoi nu, și nu se întinde pe toată fața. Asta îmi place. Ok, și acesta este rezultatul final, machiajul cu produse doar de la Oriflame. Nu am aplicat un spray din acela de fixare a machiajului, pentru că nu îl am pe cel de la Oriflame în acest moment, dar l-am avut în trecut și mi-a plăcut ca și formulă și ce treabă făcea. Dar mă enerva sinceră să fiu aplicatorul, fâs-fâsul acela, așa că la un moment dat știu că l-am pus în altă sticluță și l-am folosit, dar el ca formulă chiar mi-a plăcut super mult. Și acesta este machiajul, un machiaj care mie îmi place foarte mult în tonurile și nuanțele care mie îmi plac cu Rosalie așa. Și da, ce pot să vă spun, în mare parte mie produsele Oriflame pe partea de machiaj îmi plac foarte mult. Câteva dezamăgiri am avut doar și cred că vi le-am spus pe aici și sau urmează să vă mai spun dintre ele. Sunt niște produse care merită, nu toate sunt ieftine, aș spune, pentru că să dai undeva 50-60 de lei pe o paletuță din aceea de față sau cea de farduri e ok, dar totuși sunt și altele mai ieftine, dar eu fiind și consultant, luându-le și cu ceva reducere, îmi plac. Sunt produse pe care eu le folosesc încă din liceu, le cunosc de atâția ani și sunt super faine. Bun, și cam acesta ar fi, vă spuneam, machiajul de astăzi. Sper că v-a plăcut acest video, că ați descoperit ceva produse interesante pe aici din ce am folosit eu. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați și un like, să vă abonați acestui canal dacă nu ați făcut-o până acum. Eu vă mulțumesc super mult pentru vizionare, iar până data viitoare, vă pup! Pa, pa!